Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Casa Buhnici. Știu deja, am mai spus lucrul ăsta și pe Instagram, gardul meu are propriul lui fan club. Dar nu doar pentru gard v-am adus astăzi aici, ci și pentru lavandă, pentru alea de piatră cubică, pentru cornuș și pentru compostare. Dar mai ales pentru gazon. În minutele care urmează vreau să-ți arăt un status update pentru sfârșit de vară 2020 pentru grădina Casa Buhnici. O grădină care acum s-a maturizat și arată în sfârșit așa cum îmi doream și eu în 2017. Și de aici trebuie să trag câteva concluzii. O grădină bună arată bine în anul 3. Tocmai de aceea e bine să îți plănuiești din timp dacă ai de gând să faci o casă și cum vrei să arate grădina ta peste 3 ani din momentul finalizării construcției. Grădina trebuie amenajată de îndată ce ai terminat și casa și trebuie să pui semințe, să plantezi semințele viitoarei tale grădini suficient de devreme ca să ajungi să te și bucuri de ea. Eu sunt suficient de norocos încât m-am bucurat de grădină într-o perioadă în care am avut și mai mult timp de ea și m-am ocupat suficient încât să pot spune astăzi că grădina mea este mai frumoasă ca niciodată. Haideți să o explorăm împreună! Mochetuță. Asta mi-am dorit. Mi-am dorit ca în toată curtea gazonul să fie ca o mochetă. Cu toții ne dorim asta atunci când plantăm iarbă și ne imaginăm că e floare la ureche, punem niște rulouri. E bine, nu-i chiar atât de simplu. Am avut ceva bătăi de cap ca să ajung la acest gazon aproape perfect. Nici asta nu e perfect, dar este mult, mult mai bine decât în primăvară. Și din nou, dacă mă urmărești pe social media și prin alte clipuri, am arătat cum am încercat să îndrept de nivelările, să fac completări și reparații. Aici este o zonă destul de ok. N-am avut probleme aici, mai ales că nu este foarte puternic soarele. Am descoperit că sunt zone mai însorite, zone mai umbrite și trebuie să le tratezi un pic diferit. Aveam gazon ars, aveam denivelări. Să începem cu denivelările. Țineți minte ce v-am zis, că trebuie să dau și cu îngrășământ. A venit momentul pentru că trebuie să returnez mașinuța, o să vină cel care mi-a promutat-o și acum am să vă arăt ce îngrășământ, ce compoziție și cum. Cât de ușor este să-ți îngrași gazonul? Gazonul nu este orice fel de plantă, necesitățile lui sunt cam astea. Azot, oxid de potasiu, oxid de calciu, oxid de magneziu. Probabil că puțin mai încolo o să dăm și cu puțin fier, dar deocamdată așa arată rețeta. Îmi place foarte tare mașina asta pentru că are acest opritor, care pur și simplu o să oprească îngrășământul să nu ajungă pe alee ca să nu-mi strice piatra. Zona pe care o vezi, dar mai ales laturile casei și zona de livadă, aproape toată curtea, era plină de șansuri și de nivelări. Și m-am întrebat de ce e chestia asta, pentru că eu chiar am investit într-o echipă serioasă care a făcut, a îndreptat terenul, a tăvălugit și abia apoi au venit rulourile de gazon. Ei bine, terenul lucrează, la fel și cârtițele și irigațiile. Iar traseul de irigații și el lasă ca anumite zone din gazon să se coboare ușor, ca să nu zic că se prăbușesc, că nu s-a prăbușit nimic. Pentru toate acestea a fost nevoie de două mașini de nisip, vreo 8 metri cubi, din care am folosit în cele din urmă vreo 6 și ceva, pe care i-am întins peste tot în amestec cu pământul pe care l-am scos din gard. Cârtițele care într-o veselie și singurul loc unde se pot ridica mușuroaie este în gard, pentru că aici am plasă sub gazon și am luat pământul din gard, l-am amestecat cu nisipul curat adus cu mașina la mine în curte și l-am întins peste tot. Curtea mea arăta groaznic, arăta devastată și mi-era tare teamă că nu voi mai vedea niciodată mocheta asta. Era nisip peste tot. E bine, nisipul acela a dispărut foarte repede. A coborât printre firele de gazon de desubt și își face treaba. Ajută solul să respire, să păstreze mai bine umiditatea, dar să se și dreneze după ploi destul de puternice. Asta a fost prima mișcare.
îndreptarea întregii curți. Și eu cred că ne-a ieșit destul de bine. Cred că sunt ultimele locuri unde poți să mai vezi ce-am făcut. Aici am cărat cantități atât de mari de nisip amestecat cu pământ, încât încă nu s-a înțelenit suficient. Nici apa nu a fost destulă ca să se prindă și gazonul de reparații pe care l-am folosit pentru a umple acest loc. Am mai folosit așadar o supra-însămânțare. Dar mai am aici goluri, mici și pe aici. Și acestea se umplu deja. Iată ce spuneam mai devreme. Gazonul de reparații, după ce am pus nisip aici, am pus această sămânță și a trebuit să ud un pic mai mult. În spate însă a fost destul de greu să ud suficient și de aceea, până mai recent, am avut o zonă aproape arsă acolo în mijloc. Am avut mari probleme cu irigația pentru că am avut secetă. O secetă foarte puternică anul ăsta, mai mult de două luni aproape că nu a plouat. Iar chestia asta pentru gazon, pentru un gazon care nu este gândit neapărat pentru secetă, poate fi devastator. Am avut perioade lungi în care am stropit, am udat cu sistemul meu de irigații, cel puțin o oră doar zona asta, noaptea și dimineața. Slavă Domnului că iau apă dintr-un foraj de mică adâncime, e o apă care nu este potabilă și o pompez și pot să ud grădina. Dar mi-e groază să mă gândesc cât aș fi plătit la factură dacă ar fi trebuit să decontez toată apa aceea. Am folosit cantități foarte mari de apă ca să pot să păstrez această mochetă verde. Aici, în mijloc, exista riscul deja să se ardă, pentru că zona asta este expusă la soare tot timpul. Gardul viu protejează cele două laturi, dar mijlocul este tot timpul expus la soare. Și de aceea a trebuit să recalibrez sistemul de irigație. Am apelat la grădinar, care a venit să uita la toate duzele, pe care și eu le curăț din când în când, dar nu dozau corect apa. De aceea ai nevoie cineva priceput care, odată ce ți-ai făcut un sistem bun de irigații, să vină din când în când să-l calibreze, să aloci suficientă apă pentru fiecare zonă. Asta este o temă importantă, iar aici este cea mai mare cantitate de apă de care am nevoie aici în livadă să duce, pentru că este zona cea mai însorită. Este și zona cea mai afectată de cârtițe. Am ajuns la situația în care m-am împăcat. În locul ăsta, singurul mod în care pot opri mușuroaiele aproape zilnice este să înfig un vibrator de genul ăsta fix în gaura cârtiței. Orice aș face, din curtea vecinului meu până aici, tot timpul, aproape în fiecare zi, venea o cârtiță. Acum, cu vibratorul ăsta, este singurul care am observat că funcționează, cu baterii în acelea mari, LR6, cred că le zice, cu patru baterii de genul ăsta vibrează și face un zgomot care se pare că măcar pe zona asta deranjează cât de cât cârtițele. Prin comparație, chestia asta e o jucărie prea puțin utilă. Tot ce vezi aici, bulgăreștea de pământ, sunt de pe urma cârtițelor. Și aici am avut denivelări mari. Și uite, și sub picioarele mele, vezi cum pleacă pământul? Astea sunt galerii pe dedesubt, săpate de cârtițe. Pentru că am plasă, ele nu pot ieși la suprafață și până la urmă nici nu vreau să le extermin. Cârtițele sunt protejate pentru că aduc un beneficiu naturii. Consumă insecte, aerează solul. Nu sunt rele, sunt animale protejate și nu vreau să le otrăvesc sau să folosesc arbit împotriva lor. Deși uneori, dar mai bine mă abțin. Așadar am reușit să repar inclusiv aici, unde vă spuneam aveam tranșee și am cărat cantități mari de nisip și de pământ și am îndreptat. Cu ocazia asta am descoperit însă cât de important este ca solul și nisipul pe care le folosești pentru a îndrepta grădina să fie curate și să nu fie pline de semințe de buruieni. Pentru că din cu acest exemplu, am avut o porțiune, cred că se mai vede foarte puțin, mai sunt câteva goluri, unde, vă spuneam, din cauza traseului de irigații, pământul s-a lăsat puțin. Aici am cărat multe roabe de pământ pe care le-am adăugat aici, dar în pământul acela aveam inclusiv buruieni. Toată vara am smuls la buruieni ca să nu folosesc erbicide și abia acum, spre sfârșitul verii, pot să spun că supra-însămânțarea mea cu gazon și smulgerea constantă a acestor buruieni, cum este și asta, își arată roadele. Cam așa arată lupta mea cu gazonul ca să-l mențin la o calitate cât mai bună. Ca să îmi duc munca la bun sfârșit, mai am nevoie de niște aliați, de tehnologie. Folosesc în curte doi roboți de tuns care rezolvă cam 90% din treabă. Cea mai mare parte a timpului, după cum vedeți, umblă de colo-colo de capul lor și fac genul ăsta de traseu total. L-am și lăsat intenționat ca să-l vedeți.
Acum, în partea asta a anului, de obicei toamna și primăvara, iarba crește ceva mai repede, zilele sunt mai scurte, umiditatea rezistă mai mult, este și suficient soare încât crește mai repede. Peste vară însă, roboții mei aveau foarte puțină treabă, pentru că și gardul și iarba aproape că la un moment dat refuzau să mai crească. Oricâtă apă le-aș fi dat, din cauza secetei, viteza lor de creștere a scăzut dramatic. Acum, roboții fac în continuare față, dar la limită. Adică suprafețele alea pe care le spun producătorii că un robot le deservesc, dacă ajung la jumătate, e lux. Cu toate acestea, bucata asta care altădată îmi lua cel puțin 2 ore să o tund, acum este deservită de un robot și eu mai vin doar din când în când, când ajung acasă, așa pe la amurg și imediat după apus, poate, depinde cât de lungă e ziua, să tund marginile cu o mașină de tuns pe baterii, pe care ați mai văzut-o, este cea de la Kircher. Destul despre gazon, hai să vorbim și despre pomi. Anul ăsta mi-am propus să am și producție și aici voi avea 4 mere. Mărul ăsta este singurul care a supraviețuit. Sfat de la tata, tata nu pune mere, că merica nu se reziste în clima de la voi de acolo. S-ar putea să aibă dreptate, dar măcar 4 mere tot e ceva. M-am bucurat anul acesta de o producție destul de interesantă de cireșe. Până și ăsta micu pus în primăvară ne-a dat câteva cireșe. Uite și tu la el, un cireș așa drăguț. Mai am unul însă mult mai mare acolo, pe care îl voi tunde spre sfârșitul toamnei sau la primăvară. Am mâncat cireșe de la mine din curte vara asta. Mai am 2 migdali, în care am câteva migdale. Habar nu am când am aprobat eu plantarea de migdale la mine în curte, dar i-am pus. Am vrut să fie de toate și anul acesta vom avea și migdale. Migdala. E înăuntru acolo. Din coace avem aluni de pădure și deja am colectat o bască, mă pregăteam să mă cer cu alunii ăștia pentru că sunt mari, sunt stufoși, mă, dar nu prea dădeau alune de pădure, erau mai mult seci. Nici acum nu prea le vezi, dar dacă fac așa... Mai vine câte una și încă una. Nu am prea multe nici anul ăsta, dar așa cum îți spuneam, i-am plantat acum vreo 3 ani și abia acum încep să-și arate utilitatea. Sper că nu se uite dentistul. Asta e una mai mică, dar am prins și mai bune. Nu doar alune de pădure, am mâncat și caise, am mâncat și nectarine. N-am mai mâncat piersici anul ăsta. Anul ăsta nectarinele au fost pe dos, că anul trecut am mâncat foarte multe și am mâncat foarte multe caise anul trecut. Anul ăsta am avut doar 5 caise de toate și așa de bune sunt caisele. Dar ce am mâncat pe săturate, zmeură. Și ați venit la timp la mine în grădină ca să vedeți ultima șarjă. Astea sunt printre ultimele bucățele de zmeură pe care le mai putem culege. Soiul ăsta pe care l-am avut în curte, ia uite-le, este foarte productiv. Am avut însă niște probleme destul de serioase cu monilioza. Ați auzit de monilioză? Am tăiat la bețe de măsăturat. Astea sunt, spre exemplu, și ele afectate de monilioză. Este o boală de care nu ai cum să scapi așa de ușor, nu poți să tratezi și eu am evitat să folosesc prea multe erbicide, pesticide și altele. Gardul viu nu e în anul 3, e în anul 6, pentru că l-am plantat imediat după ce am cumpărat terenul. Cred că știți deja povestea că l-am mai lăudat. Dar gardul viu este una de cele mai importante investiții de la Casa Buhnici. Acum este matur, este viguros. Uite cât de groase sunt tulpinile. Adică sunt exemplare care sunt aproape groase cât mâna, cât de curând. Practic, iau o mică pădure plantată sub formă de gard viu. Acest ulm, Ulmus pumila, cum mi se spune în termen de botanică, este acum un gard viguros și matur, pe care eu l-am tuns regulat pe parcursul anilor ca să îl întăresc și să-l ridic. Dacă vrei să faci artă, faci cu el. Acum te duci pe partea aia și faci aceeași manevră. Și la urmă o să vezi că arată forma aia de căciulă, de, cum să spun, forma artistică. Ideea,
Vrei să rotunjești, adică? O formă de parabolă, așa, foarte frumos. Dacă vă uitați cu atenție în interiorul lui, o să vedeți că primele tări le-am făcut destul de jos ca să se mărească, să se dubleze, după care la fiecare tăiere el a plecat din nou cu câte o bifurcație. Una dintre cele mai importante este cea de la 1,70 m, undeva de pe aici, și apoi de la 1,70 m încă o dată pe la vreo 2 metri și apoi la 2 metri 30 ne-am cam oprit. Inițial, gardul viu era gândit să fie limitat la 1,70 m din motive de casă pasivă. Dar după aia ne-am dat noi seama că am putea să învățăm și noi pe cei de la Institutul de Casă Pasivă câteva șmecherii în legătură cu natura. Gardul acesta își pierde frunza toamna și atunci poate să fie oricât de înalt ar fi, vara este util că umbrește și ne ajută să păstrăm casa mai rece, iarna îi cade frunza, soarele bate printre crengi. Cred că e o afacere mai mult decât avantajoasă. Gardul acesta așadar este acum la această înălțime atât de mare și necesită tot mai puțină apă ca să fie udat. Este la fel de adânc în sol pe cât este înalt în sus și ajunge să se hrănească cu apă, să își satisfacă nevoile lui de apă aproape singur. Îl mai ajut cu puțină apă, mai ales în perioadele de secetă, ca să își mențină cât mai multă frunză, foliajul, da? Să fie cât mai des. Gardul viu, după cum îl vezi, este valoros nu doar pentru că e frumos, pentru că este o barieră nu doar de intimitate, ci este și una de vânt, dar mai ales de praf. Gardul viu este cel mai important filtru pe care îl poți folosi și cel mai ecologic în lupta cu poluarea. Fiecare frunză pe care o vezi este un filtru natural care capturează praf. Atunci când intri într-un astfel de gard viu, poți să-ți dai seama cât de mult praf este, pentru că dacă bagi mâna și o scoți, o să te umpli de praf, dar și de insecte. De aceea trebuie să mai și stropesc gardul, mai ales înainte de tunderi. Sunt atât niște insecte atât de interesante acolo, încât am nevoie de mai multe vrăbii în lupta cu ele. N-am destule vrăbii, așa că să mai și stropesc. Da, am folosit câteva insecticide. Am stropit de vreo 2-3 ori peste vară, pentru că nu s-a făcut o stropire, să zicem, comunitară împotriva țânțarilor și muștelor și a trebuit să o fac eu acasă. Am stropit gardul, vă spuneam, mai ales înainte de tundere, pentru că altfel când vii la tuns, băi, sunt niște chestii care ciupesc foarte rău. Poți să faci niște gâlme în astea pe piele de nu trec o săptămână. Este un adevărat ecosistem. Zici că este o pădure liniară. Gardul viu este sănătos. Nu mi-a murit niciun fir. Ba chiar am făcut mici completări, am avut mici locuri în gard, unde pe parcursul timpului am observat, spre exemplu, că după șantier terenul nu a fost prea bun și primile stari nu s-au prins corect. Acum este matur, este des și are înălțimea potrivită. Și dacă vă spun că în momentul ăsta, de o parte și de alta gardului, am câte un șantier în lucru, în interior însă nu se simte. Acum vă dați seama cât de valoros poate să fie, dar și intimitatea este importantă, împreună cu protecția de praf. Și de asemenea, inclusiv prin gard, mai folosesc și aici, am un vibrator de genul ăla, un țăruș în ăsta cu vibrație, și acesta este relativ eficient, vă spuneam, împotriva cărtițelor, care, după cum vedeți, am mușuroi lângă mușuroi, lângă mușuroi, lângă mușuroi, tot gardul viu este plin de mușuroaie. Dar înțelegerea mea cu cărtițele este următoarea. Râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Toate cârtițele se pot opri la nivelul gardului, nimic încoace. Mai sare câte una pârleazul ca acolo, dar vin eu cu grebla și le împrăști. Cea mai simplă metodă ca să scapi de problema cârtițelor este să le ignori. Să te împaci cu ideea că sunt acolo dacă nu vrei să le extermini și să-ți iei o greblă și să întinzi pământul care este scos cu un astfel de mușuroi. Dacă îl întinzi suficient de repede, o dată cu irigațiile, pământul acela va curge și revine înapoi pe sol. Și până la urmă te bucuri de aerarea făcută gratis de cârtițe. Hai să vorbim de compostare. V-am mai povestit despre compostare, strategia mea de compostare împărțită în vreo 3. Acolo pun plantele care mai cad de prin curte, cum am 3 stile astea, pe care dacă mai cad le tund și le stivuiesc acolo ca să nu-mi umbrească prea tare gazonul. Anul trecut, spre exemplu, în prima parte a anului, se coboruseră atât de mult încât pe aici mi-a și murit gazonul. Trebuie să fac supraînsămânțare, umbriseră efectiv cu totul. De aceea, treaba omului este să facă și un pic de ordine și tund tufele acestea cu regularitate, le strâng acolo la compostat și este mult mai bine. Aici colectez însă compostul pe care îl produc într-o mașină de compostat rapid, care este cea mai tare investiție de anul ăsta. Pute, dar miroasea bine. Adică deșeurile noastre alimentare sunt în această pubelă verde, care deja de mai bine de jumătate de an nu mai este lăsată la poartă să fie ridicată de firma de salubritate. Deșeurile noastre alimentare miroase un pic, nu? Ajung aici. Acest compostor rapid, luat de la cei de la Eutron, e corean, ajung aici.
nu miroase foarte bine, tocmai de aceea l-am adus în spatele casei, dar în 24 de ore orice resturi alimentare se transformă în asta și apoi ajunge acolo. Aici am amestecat deja cu un pic de pământ, dar dacă ți-arăt, mai am de desubt niște compost. Practic folosesc din surplusul pe care mi-l aduc cârtițele care din curțile vecinilor și aduc la mine pământ și amestec cu compostul. Și rezultatul este pământ fertil de cea mai bună calitate. Uite aici. Asta a fost băgat acum o zi, două. L-am sătut un pic mai mult să o suce mai bine, dar asta era mâncare, resturi alimentare, coși, tot felul de chestii, inclusiv ceva hârtie, care altfel ar fi trebuit să ajungă la groapa de gunoi. Îl mai las încă un pic, eu extind mai mult de 24 de ore compostarea, apoi amestec cu pământ și cine știe, poate fac și o afacere din chestia asta. Nu vreau să fac o afacere, vreau pur și simplu să nu mai poluez. Scopul meu în viață este amprentă zero de carbon. Prin compostare, cu siguranță voi reuși asta. Cu siguranță. A, uite că se și vede, se mai vede un pic. Deci dacă tot așa pe lung, încă se mai vede, se intuiește puțin, dacă știi curtea, că pe aici a fost efectiv așa o rouă de nivelare în care am pus foarte mult pământ și nisip. Aici e traseu de irigații. Aceeași poveste e pe partea asta la altă, dar acum este o zonă dreaptă. Deși nu am suficient soare cât să pot face aceste intervenții suficient de rapid, am reușit. Acum pot spune că zona asta este rezolvată. La fel în partea din față, unde din nou am o mică problemă cu cărtițele aici, dar uite și tu, o grădină cu mentenanță minimă. Asta mi-am dorit. Foarte multe flori cu întreținere minimă. Tot ce a trebuit să fac în grădină anul acesta, pentru toate florile pe care le vezi aici, a fost o tundere la lavandă, care înflorise și devenise foarte mare. Da, uite asta. Tufa asta mare de lavandă devenise atât de mare încât risca să ne ocupe și aleea. Și dacă știi ce faci acolo, vorba grădinarului, nu trebuie să-ți fie teamă, trebuie să tai, intră și taie. Și am venit și am tăiat în ea până la limita bordurii. De dragul plantelor, nu-ți sacrifica aleile. Eu am tăiat până la limita bordurii și după care ea a lăstărit frumos și s-a îmbrăcat la fel de bine. Aici mai am iarăși niște flori, cred că sunt ultimele flori din curte care înfloresc anul acesta, chestiile astea albastre, sincer nu le știu numele, dar sunt frumoase și vin albinele la ele și prefer să le las. Florile și tufele nu se taie până la înflorire. Asta e iarăși o lecție importantă, e valabilă și pentru cornușii aceia și pentru cornușii de dincolo. La fel sunt bucuros de tufele de aici, care au crescut frumos. Și uite aici o lavandă, de asemenea, curățată corespunzător. Înainte să o tund, ajungea până pe aici. Și am o alee destul de generoasă, zic eu. Cu cornușii până aici și cu lavanda până aici, mergeam așa și pe aici erau albine. Da, lași albinele să vină la lavandă, după care tunzi și faci ordine la loc. Da, o grădină frumoasă trebuie să fie naturală. Dar trebuie să mai și tai din când în când și 2-3 intervenții pe an sunt suficiente cât să ții lucrurile sub control. Aici nu am nevoie de prea multe intervenții. Toate plantele pe care le vezi sunt perene, absolut toate, și au nevoie de intervenție minimă. Sunt aici de 3 ani, nu am făcut plantări suplimentare, doar mai fac câteva tunderi din când în când. E foarte important ca bradul care ți este livrat să aibă vârful neatins, nelovit. La transport se pot întâmpla accidente. Vestea bună este că brazii își fac vârf nou singur. Trebuie doar să ai răbdare, vreo 3 ani. Anul acesta bradul nostru a făcut un vârf nou, lângă el se vede cel vechi și în timp, chestia cea mai interesantă, vârful vechi se va topi, va coborâ și se va topi, iar vârful nou îl va înlocui ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată un accident. Chestia de care mi-era cel mai teamă, bradul meu continuă să crească. Dincoace avem mestecan, iar mestecinii mi-au fost livrați strâmbi, pentru că au fost plantați într-un colț de curte și i-au plecat după soare. E un lemn destul de moale, dar ce să vezi, i-am tras cu un par și după lumina soarelui, în poziția în care am așezat eu, s-au îndreptat și acești doi gemeni. Sunt tare frumoși și îmi plac foarte tare. Cât am stat pe acasă, mi-am și dat seama de un lucru. Mi-era greu să ajung la apă. Spre exemplu, aveam o cuplă rapidă aici în gazon. Dar să vin să bag furtunul, mare bătaie de cap. Am zis să simplificăm lucrurile, să le facem un pic mai deștepte și am tras țeava de acolo cu ajutorul grădinarilor noștri, aici. Am făcut un astfel de hidrant cu o cuplă rapidă și cu un robinet, ca să-mi fie mult mai ușor să-l deservesc, iar furtunul acum se duce la o astfel de rolă retractabilă. Mi-a plăcut atât de mult ideea asta de rolă retractabilă încât am comandat două, după care mi-am dat seama de o chestie. Stăteam cu ele în dulap și n-aveam pe ce să le pun. Inițial m-am gândit să pun rola pe carport. În clipul de prezentare și prin pozele de pe site-ul celor de la Kircher, asta se pune inclusiv pe peretele casei. Și am zis, cum adică? Stai puțin, hai să facem un stâlp special pentru rola de furtun. Nu-i că arată mai bine așa?
Problema este că nu găsești în România un stâlp pentru rolă de furtun. Pentru că eu asta îmi doresc. Am puțin timp, vin, iau ăsta, e autoblocant apropo, trag a doua oară și se trage singur la loc. Cum faci să ai 25 de metri de furtun întotdeauna la îndemână? Păi trebuie să fie la îndemână. Nu? La îndemână? Mai plecăm o dată? Mi-e place foarte tare chestia asta. Mi-am dorit să pot să ajung oriunde în curte, rapid cu furtunul și să îmi fac treaba. Dar nu am găsit stâlp pentru rolă de furtun. Și atunci am stat de vorbă cu prietenul meu, Sergiu, de la migala.ro și l-am inventat. Râdem, glumim, trebuia să inventăm un stâlp pentru că, deși pare absolut banal, e greu să găsești o piesă care să se potrivească pe nevoile tale în piață. Ce vezi aici este o rectangulară de 15 pe 15 pe care a finisat-o frumos Sergiu, după care am dus-o fain frumos la zincare, la recomandarea prietenului nostru Ovidiu Țifui. Nu l-a vopsit cum ne-au recomandat alți oameni mai bine intenționați. Uite ce bine arată pe zincat. Nu-ți dai seama până nu o faci. Nu e grund, ăsta este zinc, my friend. Seamănă foarte mult cu grundul obișnuit. Seamănă cu grundul obișnuit, diferența că zincul ăsta o să dureze teoretic o viață. Și avem o rectangulară de 15 pe 15 prinsă într-un mic soclu de beton, iar pe stâlp acum putem să punem foarte ușor rola de furtun. După care ne-a venit nouă idee, dar pe stâlpul ăsta am putea să mai punem și alte lucruri. Cum ar fi să-i punem direct un robinet? Cum ar fi să-i punem prize? Cum ar fi să-i punem stație de încărcare? Și mă gândesc și vă cer părerea. Că eu așa fac, când vine câte o idee, o dau la toată lumea. Cum vi se pare ideea de a transforma acest stâlp într-un produs pe care să-l vindem? Cât de tare ar fi? Sunt tare curios cum ar să-i spunem. Vezi rola? Acum vezi rola? Îmi place tehnologia, dar să fie invizibilă. Al doilea stâlp l-am pus aici în spate. Să fie la îndemână, nu? Și mă folosesc de apa rămasă pe furtun, care în momentul ăsta e la temperatura ambientală, ca să îi fac duș lămâiului. Dacă erați curioși de lămâiul meu, a trebuit să fac o tundere destul de brutală, ați putea crede, dar e mai sănătoasă pentru el. Am eliminat toate crengile uscate, aproape toate a mai rămas doar una, și a lăstărit din nou și și-a revenit. Îl credeam aproape pierdut. Însă de data asta, la iarnă, va reveni la noi în casă. Pro tip, dacă găsești o sursă bună de scoarță, alege scoarță de pin, nu surcele de lemn. Scoarță de pin mediteranean, cât se poate de șlefuit. Ia-l pe la scump. Părerea mea, la câtă scoarță cumpăr eu, aia scumpă e mai ieftină pe termen mediu și lung. Aia ieftină de lemn colorat se topește în jumătate de an, maxim un an la tine în curte. Dacă folosești irigații, mult mai rapid. Am observat că scoarța asta mai scumpă rezistă mai mult timp, dar e foarte greu de găsit. E prima care dispare din stocurile magazinelor, că se aduce de la distanțe destul de mari, din păcate. Adică nu avem în România un producător serios de scoarță de pin. Știi cât costă un sac din ăsta? 50 de lei. 50, poftim, dacă găsești... Aia colorată atâta e. Aia colorată e 50 de lei, asta e 74. Diferența de 24 de lei e în buzunarul tău de vreo două ori în primii 2 ani. Destul despre scoarță. Am vânat scoarța. Am găsit-o pe undeva pe un stoc și am luat 10 saci pentru că voi face completări odată ce frunzele o să înceapă să cadă pentru iarnă. Să arate frumos curtea și iarna și am preferat să am atunci când am găsit la un preț bun. De aceea mai vânez oferte de genul ăsta pe la magazine de bricolaj. Cea mai mare nemulțumire rămâne în continuare carportul. Caut în continuare o soluție ca acest carport să-și facă treaba și să protejeze mașinile de subt împotriva intemperiilor. Și aici mă refer în primul rând la grindină. Schimbările climatice înseamnă că vom vedea mai des grindină. Deja am avut anul trecut, anul ăsta am scăpat așa, la mustață. Dar asta înseamnă că vom scăpa și anul viitor. Și după cum știți cu toții, serviciul de Tesla e destul de departe, așa că e mai ieftin să pun o soluție de acoperire peste carport pe care va trebui să dau și eu o lazură. Încă nu am o soluție. Am căutat toate variantele. M-am gândit să acopăr cu sticlă, cu tablă, cu lemn.
toate variantele. Încă nu mă pot decide și aștept o recomandare poate din partea voastră mai jos la comentarii. Dați-mi o idee, cu ce să acopăr carportul? Nu vreau să fac un garaj închis, nu am nevoie de încă o magazie, am destule scule în spate, cred că aș putea să fac doar un tur de scule și să ne ia 2 ore, am investit în sculea noastră. Dar tot am nevoie să acopăr carportul pentru a proteja mașinile care se află aici și pentru că am și o stație de încărcare acolo, dar să nu-i neapărat o problemă. Deocamdată am luat această prelată de 160 de lei, care își face o treabă relativ decentă, dar nu poate acoperi cu siguranță tot ce am eu nevoie. Nu, arată urât, trebuie să recunosc. Nu sunt mândru de mine. Ideea asta să nu o luați de la mine. Fotovoltaice. Nu pot să pun fotovoltaice că sunt pe nord. Ar să pun fotovoltaicele așa. Aici praf e pe casă. E gros deja de un deget. E secetă. În afară de o zi, două de ploaie, de mai bine de 2 luni și jumătate nu a plouat serios în jurul Bucureștiului. Iar asta e o povară foarte greu de dus de natură. Ce am creat eu aici are nevoie de foarte multă grijă, dar are nevoie și de apă. În contextul schimbărilor climatice, trebuie să ne obișnim mai des cu mai mult praf pe casă, pe mașini, pe față, peste tot. O grădină îngrijită poate fi o unealtă de apărare împotriva schimbărilor climatice. Nu putem încetini atât de mult cât ne-am dorit noi schimbările climatice, dar o grădină întreținută ajută, pentru că fiecare plantă de aici stochează și pune în pământ CO2. Și ce-ți dă la schimb? Nu trebuie decât să te uiți de jur împrejur. Am mai spus lucrul ăsta. O grădină îngrijită este o recompensă în sine. Pe lângă partea de intimitate, de perdea de praf, de zgomot, de toate lucrurile astea, este ceva frumos și este natural. Și îți vin mai multe idei, ești mai relaxat și treci mai ușor de anxietate atunci când poți să vezi niște plante, nu doar niște betoane și niște ziduri. Grădina noastră este așadar un loc unde viața este la ea acasă. Trăim și noi bine, trăiesc și vrăbiuțele, și insectele, și cârtițele, și cu siguranță mai sunt ceva animăluțe care trec pe aici, spre exemplu niște coțofene care mă salută pe la camerele de supraveghere în fiecare zi. Sper că ți-a plăcut acest clip. Folosește în folosul tău tot ce ai aflat astăzi sau poate o mică parte. Și întreabă-mă mai în jos la comentarii ce mai vrea să afli despre cum grădinăresc. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe canalului nostru dacă nu ai făcut-o deja. Iar până data viitoare, să faceți și să întrețineți case și grădini bune.